Pentru început, am dorit să vă întrebăm cum vi se pare inițiativa acestui tânăr de a crea pentru orașul Bârlad un club al talentelor. Așa cum am spus-o și la și în ziua în care porțile au fost deschise pentru această inițiativă, este un lucru cu totul și cu totul deosebit pentru orașul nostru. Poate și pentru faptul că moneda forte a orașului Bârlad, nu de acum, din toate timpurile, putem spune, este actul cultural. Și faptul că un astfel de club s-a deschis și vizează un anumit segment al populației, copiii, zona tânără, zona de talente în creștere și cei care vin să înlocuiască pe cei care fac acum muzică, teatru și așa mai departe în Bârlad. Deci, revenind, este un lucru cu totul și cu totul deosebit în contextul, așa cum spuneam, a activităților spirituale din municipiul Bârlad. Și ce își dorește primăria și în special primarul Bârladului de la acest club? Da, într-adevăr, întrebarea este bine pusă, pentru că eu îmi doresc, în primul rând, să se întâmple ca, eu știu, cât mai mulți copii să meargă acolo și să încerce, eu știu, șansele, dacă putem spune așa, sau talentele eventual pe care părinții, familia consideră că le-au copiilor. Deci aș dori ca un număr cât mai mare de copii să vină acolo și să încerce să facă muzică, să facă teatru, să facă dans sau celelalte forme de cultură spirituale și așa mai departe. Pe de o parte, pe de altă parte, îmi doresc ca nivelul profesional al acestor acțiuni să fie unul de elită. Aș vrea să trecem peste zona aceasta comună, un fel de cântare a României care era odată, da. Și să dăm niște conotații cu totul și cu totul profesionale. Este ca și cum un părinte ar dori să-și ducă un copil să practice separat, nu pentru școală, cum ar fi after school, să spunem. Deci, repet, această activitate aș dori să fie una profesionistă, astfel încât peste câțiva ani de zile, eu știu, 5-10 ani, pentru că noi ne gândim la evoluția pe termen mediu și nu neapărat la viitorul de mâine, pentru că e greu de crezut că vom descoperi un talent deosebit sau mai multe talente mâine, poi mine. În orice caz, aș vrea că peste 3-4-5 ani de zile să putem să ne bucurăm că de pe mâinile noastre sau ale dumneavoastră, ale inițiatorilor, ale profesorilor de acolo și educatorilor, au ieșit sau s-au produs, au apărut nume în una din cele 5-6 zone de artă pe care le practicați acolo. Adică să auzim că un copil interpret la vioară sau un pictor deosebit sau eu știu așa cum noi ne bucurăm de școala de muzică și arte plastice care funcționează de mult și cu succes la Bârlad și suntem mândri că liceele cele mai importante din România și de ce să nu spun și zonele cu orașele cu instituții specifice, conservatori și așa mai departe, au copii din Bârlad. Și în acest sens sunt convins că clubul dumneavoastră va face ca numele lor, a celor care au talente cu totul și cu totul deosebite, vor fi fructificate și prin aplicațiile și prin munca dumneavoastră aici la club, astfel încât, să spunem, informațiile și lecțiile pe care le au la școală să fie completate cu la clubul dumneavoastră. Repet, cred că comparația nu este chiar deplasată dacă putem spune că în această zonă al spiritului dumneavoastră aveți un fel de after school. Da. Putem spune. Repet, aș fi foarte mândru, foarte bucuros peste 5 ani, peste 10 ani, oriunde fi eu la ora aceea, să aud că un copil, mai mulți copii, mai mulți tineri s-au realizat și acest lucru se datorează și faptului că au trecut prin această
fabrică de vedete până la urmă, foarte din domeniul artelor. Da. Și pentru că am vorbit despre fructificarea și dezvoltarea talentului bârlădean, trebuie să vă spun faptul că Clubul Micul Talent a desfășurat 6 spectacole în decursul a 6 luni de la deschidere. Ce părere are primarul Bârlatului despre acest aspect? Da, este în contextul discuției noastre un lucru foarte bun, pentru că eforturile chiar minime făcute de primăria Bârlad sunt, să spunem, justificate până la urmă în fața contribuabililor prin faptul că acești copii, aceste talente vin și ne încântă cu prestațiile lor, fie că este vorba de muzică, de desen, de dansuri și de toate lucrurile pe care le învață acolo. Așa că nu numai copiii, familiile lor sunt bucuroase că se întâmplă lucrul acesta, dar și ceilalți cetățeni ai municipiului Bârlad, cei care vin la spectacole, la evenimentele pe care cu generozitate viața culturală bârlădeană le pune în față. Deci noi, în numărul destul de mare de oameni care venim la aceste evenimente, la aceste spectacole, să ne bucurăm de investiția făcută în acești copii. Da, da, da. Și considerați că Bârladul deține multe talente, dar acum vorbim despre talentele ascunse, cele care nu sunt dezvoltate și nu sunt arătate lumii. Nu, aici nu cred. Eu cred că această instituție... Sau poate că sunt copii care nu au bani. E greu de crezut, nu. Dacă, de exemplu, în Bârlad n-ar fi o școală de muzică generală, de muzică și arte plastice, atunci ai putea să crezi sau ai putea să înțelegi că o parte sau din talente sau majoritatea talentelor nu sunt descoperite în școli normale, în gimnazii normale, unde se face fizică, matematică, geografie și alte celelalte materii. Dar aici, pentru că avem această școală valoroasă, după părerea mea și nu numai, cu rezultate deosebite, este vorba de Școala de Muzică și Arte Plastice în Neptunița, atunci filtrul este destul de des și deja lumea din Bârlad, și cunosc foarte, foarte multe cazuri, când simt că copiii lor au un talent, fie la arte vizuale, la arte plastice sau la muzică, să nu mai vorbesc, vin și se adresează de mici, imediat după ce au terminat studiul primar și să merg la Școala de Muzică și Arte Plastice. Chiar eu, prin zona personală pe unde sunt eu, am foarte multe cazuri și chiar inițiatorii îi cunosc foarte de mult. Știam că fac muzică, cunoșteam și pe bătrânul Jean și mă bucur că i-am cunoscut pe o parte din ei. De fapt, repet, toți au trecut mai devreme sau mai târziu prin Școala de Muzică și Arte Plastice. Revenind, de aceea eu aștept o cotă de profesionalism ridicat pentru acest club al micului talent. De ce? Pentru că rolul, după mine, revenind, este dublu, dacă nu va dublu. Pe de o parte să descopere talente, pe de altă parte să ducă la cote superioare de profesionalism talentele care sunt în Bârlad, în diverse școli, ca să nu mai vorbesc de școala și arte plastice, pentru că dacă apare un copil deosebit, el poate fi modulat altfel când mai faci și ceva în plus față de orele care se întâmplă la școală. Fac o paranteză, nu știu dacă nu fi chiar așa, dar, de exemplu, sport la tenis, de când până mă pricep destul de bine, știu că nu este suficient ca un copil, să spunem, de 10-12 ani să facă 3 ore de tenis de când la școală și încă 4 ore de școală, dacă nu mai face încă 3-4 ore în acea zi suplimentar, nu putem să avem pretenții la performanță. Mă gândesc, făcând o paralelă, și cu un copil care studiază muzica, poate să modelul să se repete, în sensul că nu e suficient cât face la școală, dacă nu pe mâini, la fel de profesioniste ca la școală, să facă și ceva extra. Și, da, after school, de care vorbeam eu. Pentru că altfel e greu de crezut că poți să faci performanță, repet, numai cu orele făcute la școală, cât de talentat ai fi tu sau cât de aplicați și valoroși ar fi profesorii. Clubul Micul Talent, ce părere aveți despre acest nume? Da, are o conotație, mai ales numai pentru rebusiști, e ușor de dedus și subliminal din titlu, de la micul, de la inițiator, îi felicit foarte mult, repet, cunosc familia mai
din timp, eu știu, de 40 de ani de zile, 50 aproape, și mă bucur pentru numele ei, pentru părinților, pentru copii, pentru nepoții care vor să vină, pentru că, într-adevăr, era nevoie de un fel de after school pentru arte, în general. Cam asta a fost. Noi vă mulțumim mult pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebările noastre și sperăm că am fost și noi pe gustul dumneavoastră. Da, încă o dată spun, am venit cu mare bucurie. A fost o surpriză pentru mine că cineva, un grup de tineri, până la urmă vor să facă un asemenea lucru în Bârlad și m-am bucurat foarte mult că am putut să pun la dispoziția dumneavoastră un spațiu adecvat pentru lucrul acesta. Au existat mai multe variante pentru industrie, pentru comerț, pentru depozit, Pepsi Cola sau fasole, dar mă bucur că am dat o altă destinație așteptată într-un oraș, repet, pe a cărui frontispiciu scrie cultură, spiritualitate, educație. Din nefericire nu scrie industrie, oraș turistic și așa mai departe, dar cred că faptul că suntem un oraș cultural la scara potrivită compensează cu toate lipsurile din industrie, din economie și, mă rog, din viața de zi cu zi. Lucrul acesta, artele până la urmă și spiritul, venind să compenseze anumite lipsuri, chiar materiale.